Protestul fermierilor care urma să aibă loc astăzi a fost amânat, deși Asociația Forța Fermierilor a anunțat că astăzi agricultorii urmau să reia protestele. Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusăr, a scris dimineață pe o rețea de socializare că la solicitarea protestatarilor privind inițierea unui dialog urgent a reacționat conducerea țării. Astfel, fermierii au convenit să aibă astăzi întrevederi cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, iar în a doua jumătate a zilei cu șefa statului. Întrebat despre înțelegerile la care au ajuns, Slusăr a declarat că încă nimic nu este clar. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusăr, anunța în dimineața zilei de astăzi că, cităm, după renunțarea subită a Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare la înțelegerile preliminare cu reprezentanții asociațiilor, conducerea țării cu întârziere, dar parțial, a reacționat la solicitarea fermierilor protestatari privind dialogul urgent, pe lângă întrevederea convenită în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Agricultură. Fermierii sperau să se întâlnească și cu președintele Parlamentului, cu șefa statului, cu premierul, dar și cu conducerea Băncii Naționale a Moldovei. După discuții, președintele Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară a declarat pentru presă că întrevederea cu fermierii a fost calmă și că s-a discutat despre ceea ce poate face Parlamentul în privința reglementărilor înaintate de aceștia. Am discutat în special despre faptul, despre imposibilitatea instituirii moratoriului, așa cum a anunțat și domnul ministru Bolea. Am discutat despre soluțiile alternative care pot fi făcute la etapa actuală. Vorbim în primul rând despre prelungirea prevederilor legii 337 din 2022 cu privire la rambursarea TVA-ului. Urmează să avem astăzi o discuție, astăzi mâine o discuție cu Ministerul Finanțelor, să vedem în ce măsură este posibil extinderea prevederilor acestei legi, fiindcă este vorba despre cash flow bugetar și probabil o să fie niște costuri bugetare în acest sens. De asta am discutat în special de BNM, de Consiliul Concurenței, instituții care, dacă nu sunt în subordine, sunt cel puțin în colaborare sau în supraveghere a Parlamentului ca instituție. Deci am mers pe chestiile. Nu am avut discuții de negociere. Dacă sunt anumite negocieri, ele trebuie să fie purtate la guvern. Iar directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor susține că în condițiile în care Ministrul Agriculturii refuză îndeplinirea revendicărilor, fermierii vor căuta soluții alternative. Potrivit lui, chiar și după discuția cu președintele Maia Sandu, încă nimic nu este clar. Fermierii mai așteaptă întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, dar decizia în privința acțiunilor de mâine urmează să fie luată după o întrunire a tuturor membrilor Asociației Forța Fermierilor. Toate problemele noastre au fost notate și azi până la sfârșitul zilei doamna a promis că vorbește cu domnul prim-ministru. Care va fi reacția domnului prim-ministru? Avem mâine întâlnirea? Nu avem, noi deocamdată nu cunoaștem. Soluțiile noi le-am propus. Pe unele doamna a zis că de perspectivă, pe altele era mai sceptică. Acum ne ducem, ne consultăm, mai ales în contextul ordinului ăsta al ministrului care a apărut azi despre comisia. Amintim că joi 30 noiembrie guvernul a anunțat că nu va îndeplini două cele mai importante revindicări ale agricultorilor. Este vorba despre majorarea subvențiilor, dar și instituirea unui moratoriu la aplicarea penalităților pentru ratele neachitate la timp. Astăzi însă Ministerul Agriculturii a emis un comunicat în care a anunțat despre începerea activității comisiei pentru analiza problemelor invocate de către fermieri în cadrul protestelor din luna noiembrie 2023. Comisia este formată dintr-o echipă specializată, avându-i în componență pe reprezentanți de mai multe instituții. Comisia efectuează analiza problemelor invocate de către fermieri pentru a identifica legătura cauzală a acestor probleme cu contextul regional și va propune măsuri de soluționare a acestora. În comunicat se mai spune că ministerul promite să lucreze transparent și în strânsă colaborare cu toate părțile implicate pentru a aduce un impact pozitiv și durabil în sectorul de creștere a cerealelor. Protestul agricultorilor a început pe 22 noiembrie, când fermieri din 20 de raioane s-au pornit spre capitală cu tehnica agricolă. După mai multe amânări, autoritățile le-au promis protestatarilor că le vor prezenta soluțiile la revendicările înaintate, însă nu s-a ajuns la un numitor comun nici până în prezent.